Virginia și Patrick, prima întâlnire în Camera Roșie. Tu mi-ai atras atenția. Iată ce și-au spus cei doi concurenți și ce detalii lui toare au ieșit la iveală. Virginia și Patrick, emoții și priviri tandre în Camera Roșie. Cei doi concurenți au avut parte de prima întâlnire în Casa Iubirii. Iată ce mărturisiri lui toare și-au făcut și cum s-a încheiat conversația lor. Cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii a început în forță cu noi concurenți dornici să-și caute jumătatea, cărora li s-au alăturat și patru concurenți din sezonul anterior, Larisa, Julia, Patrick și Cosmin, care de asemenea își doresc enorm să-și găsească perechea. Încă din prima ediție a noului sezon, concurenții au avut parte de multe surprize și momente de senzație, și au încercat deja să se apropie unii de alții pentru a se cunoaște mai bine. Patrick s-a arătat interesat de una dintre cele cinci concurente noi, mai precis de Virginia, pe care de altfel a și invitat-o la primul dans în Casa Fetelor, Virginia și Patrick, emoții și trăiri intense în Camera Roșie. Cei doi concurenți au avut parte de prima întâlnire în Camera Roșie, în Casa Iubirii a plutit o atmosferă romantică și plină de emoții deoarece au avut loc primele întâlniri în Camera Roșie, iar concurenții au fost extrem de emoționați și au așteptat cu nerăbdare invitația în Camera Roșie. Vizibil agitat și emoționat, Patrick a decis să o cheme în camera roșie pe Virginia, pentru o prima conversație între patru ochi, cu scopul de a se cunoaște mai bine și de a afla care le sunt intențiile. La fel de emoționată, tânăra a mărturisit că el i-a atras atenția dintre toți băieții încă de cum l-a văzut și își dorește să-l descopere pas cu pas. Virginia, eu am recunoscut și ți-am zis și ție că tu mi-ai atras atenția. Patrick, din ce punct de vedere? Este curiozitatea mea, de asta am și vrut să vorbesc cu tine. Virginia, prima oară fizic, asta a fost. Îmi plac bărbații mai bruneți, mai croli așa. Patrick, da, dar îl avem pe robi. Colegul nostru și el când te-a văzut prima oară, când a venit la voi la prezentare, ar fi putut jură că el o să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Cam îndoi sunteți mai croli, că sunteți din Craiova. Și mă descurajasem. Și când am venit la voi, atunci mi-ai sărit așa în ochi. Virginia și Rob, este ok. Dar tu ai fost prima opțiune. Poate și pentru că te-am văzut la televizor și am apucat să văd așa puțin din caracter.